Despre meciul de ieri, să începem. Cum ați văzut și dumneavoastră, am avut un meci de slabă calitate în prima repriză, unde am avut și niște greșeli în lanț care ne-a costat și după repriza a doua n-am mai putut aduce rezultatul înapoi în favoarea noastră. Sper că din aceste greșeli o să învețe atât și antrenorii cât și echipa, deoarece să nu mai dăm cu piciorul astfel de posibilități, unde am întâlnit o echipă, eu zic, accesibilă și ne-am dus cu mari speranțe ca să luăm cele 3 puncte. În privința jocului de luni, ne așteaptă un meci foarte, foarte greu. După cum ați văzut și dumneavoastră și citit și presa, sunteți din presă, este echipa momentului. Eu zic că e cea mai bună echipă la ora actuală a campionatului românesc, cea mai bine așezată echipă în momentul de față și pe teren. Nu mai vorbesc de buget și antrenor, fiindcă se știe și știți și dumneavoastră în momentul de față ce buget au și cine conduce echipa. Sperăm să ne ridicăm la nivelul lor, să dăm 150% pe luni și să le creăm probleme. Normal că dacă ne uităm pe hârtie, nu suntem favoriți și suntem considerați cu șansa a doua. Dar eu zic că dacă o să respectăm cele discutate și cele pregătite până luni, putem să le creăm probleme. Am văzut rezumatul acestui meci pe care l-au jucat ieri cu Dinamo și ei. Au doi jucători care au fost eliminați, care sunt niște jucători importanți în angrenajul lor. Și normal, cine intră în locul lor o să dea și acești jucători 100% ca să rămână în primii 11. Dar eu zic că cine o să intre la ei în momentul de față nu pot să-l compar nici cu Camora, nici cu Culio. În rest, aștept multă lume la stadion. Cum ne-au încurajat în momentul de față și la ultima partidă susținătorii noștri și galeria, o să vină și eu, cred, în număr foarte mare la Cluj și o să ne împingă de la spate ca să putem face un rezultat dorit pentru noi. Ce înseamnă rezultat dorit? Eu, sincer să vă spun, acum nu visez la 3 puncte, sper să nu ieșim să pierdem acest meci, măcar să rămânem cu X-ul acasă. Isa, cum s-a văzut meciul de ieri de pe teren? A fost un meci de la care suporterii aveau mai multe așteptări și declarațiile antrenorului și ale cu echipierile tăi dinainte de meci, după victoria cu campioana, mult optimism în echipă, totuși jocul nu a fost cel așteptat. Bună ziua, în primul rând. Da, ce să zic. A fost un meci care nici noi nu ne-am așteptat să fie așa cum a fost ieri. Din punctul meu de vedere, meci pierdut nemeritat. Dacă intram în teren în prima repriză, cum am făcut-o repriza a doua, cred că altfel era joc. Și zic eu, a fost un meci pe care l-am pierdut din mâna noastră. Ați avut multă încredere după victoria? Nu cred că a fost o lipsă de încredere. Am avut lipsă de curaj, din păcate. Cum v-am spus, dacă intram în prima repriză, cum am făcut-o repriza a doua, altfel era cursul jocului. Dar asta este, sper să învățăm din greșelile pe care le facem. Oricum suntem realiști, suntem unde ne este locul și trebuie să muncim ca să ajungem unde doresc oamenii de aici, de la Sfântul și care ne susțin mereu. Și sper că până la urmă să ajungem unde sunt așteptările. Și antrenorul acuza această lipsă de curaj. Dacă veți aborda meciul cu CFR tot cu o lipsă de curaj, e o echipă care nu iartă. Ce faceți? Vorbiți între voi ce faceți ca să nu mai fie această stare la meciul de luni? Da, asta trebuie vorbit. Până la urmă suntem o echipă, trebuie să fim uniți, să fim o familie. Lipsă de curaj, probabil, ce să zic? Fiecare cuvinte în meci, nu putem toți să fim la fel, dar până la urmă CFR e o echipă bună, cu jucători foarte buni, dar nici nu e de speriat. Sper să intrăm pe teren cu multă curaj. Și, cum a zis domnul director,
măcar să nu pierdem acest meci. Nu vă simțiți bine în deplasare? 3 deplasări, 3 înfrângeri, până la urmă și meciurile de acasă. E tot un fel de deplasare. Suporterii sunt totuși cu voi și în meciurile. Aseară, de exemplu, galeria noastră se auzea mai tare decât cea a gazelor la televizor, cel puțin. Vă deranjează deplasările sau care e motivul? Sau e doar o coincidență? Eu zic că momentan e doar o coincidență. Asta e părerea mea. Că, oricum nu ne-am ridicat la nivelul pe care sunt acum în momentul de față suporteri, că ei ne susțin oricum la fiecare meci și se audea și vocea lor până în minutul 90 și ceva. Deci sper să fim conștienți mai mult de lucrul ăsta și meciurile care vin să arătăm ceva mai mult. Bă, Corianu, și-au trecut 5 etape. Cum vezi Liga 1? Da. Cred că, cum vedeți și dumneavoastră, Liga 1 nu se mai compară cu Liga 2, prin prisma faptului că sunt jucători mult mai valoroși decât în a doua ligă. Aici, dacă lași deschisă ușa la 10 cm, deja te taxează. Nu mai este campionatul la nivelul pe care este Liga 2. Sunt jucători mai valoroși, antrenori mai valoroși. Aici, dacă ai jumătate de ocazie, dacă nu înscrii, ești taxat. Cum am avut și ieri, a fost un meci echilibrat și am greșit două greșeli, eu zic că foarte, foarte mari, în lanț și în repriza a doua n-am mai avut cum să întoarcem partida. Normal, cum ați văzut și dumneavoastră, cu Viitorul, a venit campioana la noi, dar înseamnă că jucătorii noștri au fost mult mai motivați. Asta trebuie să-i vedem și la meciuri mai, cu miza mai mică, de exemplu, cum a fost Mediașul. Că dacă intram așa în teren cum am intrat cu Viitorul și eram acolo pe gâtul lor tot timpul și suflam în ceafă, nu era meciul cum a fost ieri cu Mediaș, nu era pierdut. Din păcate și jucătorii trebuie să-și dea seama că nu într-un meci stă campionatul că i-am bătut pe Viitorul și încasăm bănuții și mergem mai departe, ci trebuie o constanță ca să putem rămâne în acest campionat. Dacă nu ne dăm seama cât de repede putem să strângem rândurile, o să fie târziu și o să fie o amintire frumoasă pentru toată lumea prima ligă. Noi încercăm din spate conducerea să îi susținem în orice ce este și ce doresc și ce este stabilit în contract. Sunt cu bănuții la zi, cu contractele la zi și normal că începem și noi să batem în masă ca să meargă lucrurile mai bine și în direcție mai bună. Motivația va fi cu CFR-ul, probabil va fi și cea mai frumoasă atmosferă, deoarece e prima echipă care vine cu galerie la Brașov. Câte important e pentru jucători să participe. Poate fi chiar o bucurie un asemenea meci cu o echipă frumoasă, o galerie frumoasă, nu numai de o parte, să fie de ambele părți. Da, normal. Cel mai frumos lucru nu este într-un fotbal duelurile care se petrec în afara terenului, ca galeriile cântă și încurajează ambele echipe. Normal, acum nu știm câți oameni vin de la Cluj. Pentru noi, cum a zis și Loții, colegul nostru, este o sărbătoare fiecare partidă. Dar ar fi bine ca după fiecare sărbătoare să putem să și ne bucurăm, nu numai că am jucat în prima ligă cu CFR-ul și o să ne rămână o amintire. Eu sper ca la acest meci o să vină multă lume, ca o să jucăm și la o oră care, eu zic că, permite mai multor persoane ca să fie deja liber după programul de lucru. La ora 9 se joacă. Și sper ca să ne ridicăm la nivelul spectatorilor și al galeriilor cu acest meci, care eu sper să fie un meci plăcut și să fie un spectacol pe teren. Isa, pentru tine ca jucător, ce înseamnă o partidă cu CFR Cluj? Eu știți cum foarte bine că e primul meu an în Liga 1, deci pentru mine nu s-a terminat fotbalul. Eu vreau să muncesc pentru fiecare meci, dau tot din mine fiecare meci. Și, da, cu siguranță o bucurie mare că e CFR, nu e altă echipă. Dar până la urmă e un meci de fotbal, suntem profesioniști și fiecare meci e important. Ați făcut 12 transferuri, dacă nu mă înșel, am și pierdut numărul la un moment dat. Vali Suciu vorbea de încă niște jucători care vor fi aduși. Sunt noutăți din punctul ăsta de vedere? În momentul de față suntem în tatonări. Mai dorim, eu zic că, doi jucători care să-i aducem. În momentul de față, numai discuții sunt purtate pe această temă, dar încă nu s-a concretizat sigur niciun jucător. Și sperăm că cu acești jucători, până pe data ultimei zile de,
transfer să vă facem și public, dar încă în momentul de față nu pot să vă dau nume ce jucători mai vin. O să mai vină. Vorbim de jucători cu experiență. Bun. Normal, care deja o să ne ajute ca să îndeplinim acest obiectiv și să rămânem în prima ligă. Nicolici cum e? S-a refăcut? Da, din păcate cu Nicolici am avut o treabă urâtă. Asta e, dacă omul știe că cade, atunci se așează. La antrenament s-a accidentat, i s-a rupt degetul mic. A fost o ruptură deschisă, a trebuit să pună niște atele și 2 săptămâni de gips. Nu e voie, din păcate, chiar dacă scoate în gipsul, nu e voie să joci cu atelă, cu mâna bandajată, că e ceva care nu se poate juca cu această atelă. Și atunci când ar fi pentru Dinamo? Da, noi sperăm ca Nicolici de săptămâna viitoare să înceapă antrenamente și sperăm că deja cu meciul cu Dinamo o să fie bun de joc. Filip? Da, cu Filip, din păcate și cu el la primul meci cu Botoșanu și dumneavoastră bine, s-a accidentat la gleznă, a avut o întorsă urâtă și cu s-a învinețit partea de jos a gleznei, acum și-a revenit, puțin mai e umflată glezna, dar sperăm și ca deja el să prindă deja banca cu CFR-ul. Normal, asta depinde și de el și de doctor, fiindcă ei se pronunță, doctorul are ultimul cuvânt dacă este ok sau nu este ok fiul pentru a intra în meci. Aveți 2 meciuri grele cu CFR-ul și cu Dinamo, următoarele 2 partide. Speranțe mari de la meciurile astea? Nu știu, lumea vă vede ca outsider, normal, candidat la titlu totuși. Normal, suntem o echipă mică, un oraș mic, încă nu s-a auzit de noi în România despre echipa Șef și OșeCa, este fondată și din 2011, dar acum, cum ați văzut și dumneavoastră, fotbalul este foarte, foarte spectaculos și neprevăzut. Cum a scos Iașul punctul de la Steaua, așa putem și noi să facem surprize, dar asta depinde foarte mult de jucători și de ziua meciului. Depinde că în rest degeaba te antrenezi bine, dacă când e vorba de cele 90 de minute, nu dai totul pe teren și respecti ceea ce se discută în vestiar și în zilele premergătoare a meciului. Normal, eu zic că pentru fiecare jucător este ceva foarte, foarte interesant ca să joci cu Dinamo sau cu CFR-ul, fiindcă și ei au carte de vizită și cred că orice jucător nu vrea să îmbătrânească la Sfântul Gheorghe. Și Isa, cum a zis, el e la început, e în prima ligă, acum e primul an pentru el, dar și el vrea mai sus, tinde la mai sus. Normal că trebuie să facem pași, dar pași nu mari, ci mărunți și siguri pentru a putea să luăm un punct de la Dinamo sau a bate pe Steaua sau orice altă echipă. Meciurile sunt jucate după 90 de minute. Nu poți să intri în teren că joci acum cu Dinamo, că e pierdut meciul, că joci cu Dinamo. Și ei sunt oameni, și ei au antrenori, sunt pregătiți, așa că meciul e deschis 90 de minute. La stadion aici ce se mai întâmplă la Sfântul? Cum merg lucrurile? La stadion, cum s-a preconizat, eu sper ca meciul cu Steaua, am înțeles de la colegii mei care se ocupă de stadion și de mersul lucrurilor la stadion, ca dorim ca cu meciul cu Steaua să jucăm acasă. Am înțeles că se poate, în rest, sincer să vă spun, în mai multe nu pot să vă spun despre stadion, că nu este jobul meu, stadionul. Mulțumim, baftă! Baftă!